Salutare toată lumea, bine m-am fraților, la un nou episod aici pe canalul Raul 2K. Am zis să mai postez și așa ceva, n-am mai postat de, cred că de o lună n-am mai postat. La ultimul video a fost un bike vlog. Mulți m-ați întrebat cu ce cameră filmez. O să vă arăt și camera, stați un pic să scot din mecheria asta. Mulți m-ați întrebat cu ce cameră filmezi, frate, deci cu ce cameră, nu știu ce. Uite, cu camera asta filmez ceva Miria. Deci, na, noi nu știu ce vă dați seama, nu mi-am luat GoPro sau alte chestii astea pentru că sunt un sărac. Nu mi-am luat pentru că am zis nu investesc foarte mult în chestia asta cu bike-ul, pentru că știam că oricum nu o să aibă nu știu ce impact. Vă dați seama că dacă pe viitor o să meargă mai bine, o să-mi iau și o cameră mai bună. Cu camera asta filmez eu, e un Miria, nu știu exact ce model. Asta, cu asta filmez, frate. Și haideți să începem, am selectat câteva întrebări mai normale și doar una legată de CSGO hacking, pentru că mulți dintre voi mă disperați. Bă, frate, când mai faci CSGO hacking? Bă, frate, frate, nu știu ce, și am zis, bă, nu o să mai fac CSGO hacking și o să vă zic și de ce, când o să vină întrebarea aia legată de CSGO hacking. Prima întrebare este la C. Îl cheamă C pe om. Deci, prima întrebare este la C. Câți ani ai? Am 16 ani, frate. Întrebare super ușoară, am 16 ani. 16 ani. Next. Useless channel, o să te duci la facultate? Da, o să mă duc la facultate, dar habar n-am la ce facultate, nu m-am gândit, sunt clasa 10-a, mai e. Mai e 2 ani jumate până o să aleg eu, 2 ani jumate mai e 10, da, 2 ani jumate mai e până o să aleg eu la ce facultate o să merg. Momentan nu știu, nu m-am decis, o să văd, când o să vină vremea, o să mă decid și la ce facultate o să merg. Alex, care sunt calitățile și defectele tale? Bă, habar, dar nu m-am gândit niciodată la chestia asta și nu pot să mă autocaracterizez pentru că nu sunt genul. Probabil una dintre calitățile mele ar fi că zic totul pe față, adică când mă deranjează ceva sau când am ceva pe suflet, zic totul pe față. Și unul dintre defectele mele ar fi că nu găsesc argumentele la timpul potrivit, adică când mă cer cu cineva, nu găsesc cuvintele, zic tot felul de tâmpenii. Am avut și filmarea, nu v-am arătat-o încă, nu știu dacă o să vă mai arăt. Când m-am certat cu doi tipi în centru, căci că n-aveam voie pe acolo cu bicicleta, nu știu ce, eram pe pista de bicicletă, să se înțeleagă, zice că sunt copii pe pista și puțin nu mi-am găsit cuvintele. După când mă uit pe filmare, că eu sunt prost, cum am putut să zic așa ceva, știi, eu zic mai tâmpeni într-o ceartă, după când mi-am reamintesc ce am zis, mă gândesc, bă, cum am putut să zic așa de prost. Cam asta cred că ar fi un defect și o calitate de-a mea, rest nu știu, puteți să spuneți voi în comentarii, bă, chiar sunt curios, hai, vă rog eu, caracterizați-mă în comentarii, spuneți-mi defectele și calitățile mele în comentarii, vă rog eu foarte mult, chiar sunt extrem de curios ce calități și ce defecte ziceți voi că am. Next. Și hai că poate apare un clip, Doamne ajută, uite că a apărut, frate. Cătălin, de ce nu mai faci gaming? Nu-i faza că nu mai fac gaming, gaming aș vrea să fac, numai că nu știu ce, habar n-am ce să fac. Eu mă joc și cu ăștia, cu prietenii mei. Mă scuz, Darius, cu prietenii mei, mai joc seara, sau mă rog, depinde când am timp, CS sau alte jocuri, GTA 5, 5M, de toate mă joc. N-am filmat pentru că nu știu ce să fac, pentru că eu dacă postez ceva, vine toată lumea, frate, postează CSGO hack, nici de aia n-am mai făcut gaming, pentru că nu știu ce să fac, nu știu un joc pe care să-l filmez. Spuneți-mi în comentarii jocuri pe care ați vrea să le filmez pe canal și ați vrea să le vedeți acolo, deci chiar ați vrea să le vedeți, nu cum ziceți voi că postez un video și ziceți, bă, frate, vreau CSGO hacking, pentru că nu o să mai fac CSGO hacking niciodată, pentru că nu mai îmi place. Îmi plăcea la un moment dat, acum nu mai îmi place. Aia e soarta. Și gaming nu mai fac că n-am avut timp și n-am știut ce să filmez, că am timp, că decât n-am știut ce să filmez. Aia e. Colt Salv, ai fost vreodată la Galați? N-am fost în Galați. Nu cred că am fost. Galați n-am fost. Niciodată. Nu știu, o să mă duc, probabil vreau să mă duc prin toate orașele țării să văd cum e. Am fost, prin majoritatea am fost. Am fost oricum, majoritatea, dar în Galați n-am fost. Tiki Tavaboy, mamă ce numai are ăsta. Ai un Tiki Barăros Tavaboy. Tavaboy. Sau bine, sper că ți-am citit numele, ok. Ai un animal de companie, bă? Am avut anul trecut un cățel, o să aveți o poză cu el pe ecran, dacă nu uit la montaj, de sigur. Am avut un cățel de companie, dar din păcate a murit. Pe 13 octombrie, anul trecut, 2018, a murit. Probabil că, bine, tu dacă ești abonat nou, n-ai de unde să știi, dar tot timpul, cred că se auzea pe videoclipuri când lătra, tot timpul era foarte rău. Mă rog, grea, că era fetiță. A murit, toată lumea moare la un moment dat. Flaviu Gam. Când te apuci ar de citit? Uite, asta era întrebarea despre care am vorbit cu voi. Deci, hai să zic că ești Flaviu. Flaviu doar. Nu mă mai apuc de cheating deoarece nu mai îmi place, nu mai face plăcere. În ultimele luni de cheating făceam doar forțat, postam, mă gândeam, bă, hai mă, cât postez, mai îmi vine luna asta plata și plec și deci o făceam doar pentru bani. Vă zic sincer, pentru că nu mă ascund de voi.
în ultimele luni, deci la început când m-am apucat o făceam din plăcere, da? Deci n-aveam nicio treabă. Pur și simplu o făceam din plăcere, îmi plăcea mie, intram pe CSGO și îmi plăcea să joc cu ei. În ultimele luni o făceam doar pentru bani, nu mai îmi plăcea, pur și simplu, nu mai îmi plăcea. Deci nu mai aveam nicio legătură cu cheating-ul. Pur și simplu intram, mă plictiseam, pierdeam un match, dădeam rage, mă puneam și mă culcam. Nu mai aveam nici măcar cel mai mic chef să filmez și am zis, bă, frate, dă-mi pui mie, decât să o fac pentru bani și să stric mie nervii, fac direct cu probleme cu inima, mai bine nu mai fac. Deci ăsta este adevărul, băieți. Robi, mamă, turcii, să moară familia mea, ce mi-ai lăsat aici întrebări. La prima prefer să nu răspund, dar știi tu, știi răspunsul. Că mare loc că dimineața abia e mare loc că dimineața abia mai mers. Hai că da, moară baby, ne dăm interval în botanic cu zi acolo. Dacă nu apare întrebarea, te spânzuri. Hai mă, te-am pus, du-te drecu. Dați-i follow la pișa asta, că nu mai știu, nu știu Instagram, o să-l pun pe ecran. Dați-i follow cu oricum bimor. Dați-i un follow, sper să nu uit la montaj turcină, dacă uită, nu de făcut promovare. Dați-i acolo un follow la turcin pe Insta, e de treabă frate și el acolo, facem Caterin Cănore. Florin Roșu, Roșu, nu știu. Ai dori să ai altă slujbă? Dacă te referi la Glovo, nu, n-aș dori să am altă slujbă, chiar dacă în ultima vreme mi-a mers foarte prost și o să zic lucrurile pe față. Cei de la suport de la Glovo sunt foarte de căcat, le zic în față, pot să se și uite. Deci tu la început când te angajezi la Glovo, ăia de acolo zic, bă frate, să te ajutăm, orice ai problemă, dacă ai o problemă cu bicicleta sau dacă ai probleme, nu știu, să ți-ai rupt piciorul sau mai poți să mergi, te ajutăm, nicio problemă. Am avut probleme cu bicicleta, mi s-a rupt efectiv, mi s-au spart biluțele de la rulment, nu știu cum dracu, mi s-au spart biluțele de la rulment și mi s-a îndoit butucul din spate de la roată. Deci efectiv am avut probleme mari cu bicicleta, îi sun pe aia de la Glovo, le zic să-mi bage, să fac Glovo pe jos, să-mi leg undeva bicicleta și să continui programul, mai avem 3 ore din program. Zic, bă, hai, continui să fac pe jos alea 3 ore, ce mi-au mai rămas. Îi sun la suport, așa, nu știu ce, frate, bine, m-au băgat să merg pe jos. Următoarea comandă 7 km. Îi sun, nu mai răspunde nimeni. Bă, o oră am stat în timpul de așteptare ca să-mi răspundă și să-mi zic că păi stai, de ce ai acceptat comanda dacă ai văzut că e așa mare? Omule, eu nici n-am acceptat-o, mi-au auto-atribuit-o. Bă, frate, de ce ai acceptat-o? Mă rog, și am rezolvat pe la urmă, mi-am dezactivat auto-atribuirea și am plecat acasă 3 ore din program. Aia e, frate, nu le-am mai făcut. Deci, super de căcat, dar, na, mă descurc oricum. Așa de la suport de căcat Glovo, în sine e o aplicație super faină și poți să și comanzi mâncare, poți să comanzi orice și aia de curierat cât de cât, dar suportul mai ales e varză. Deci probabil și dacă ești client la ei e varză. Și dacă este să răspunzi, poți să-mi spui o placă video, că la mea pentru gaming, nu fac setup-ul acum și îmi da. Nu știu să zic o placă, eu nu m-am mai dat pe net, ce-o mai apărut, nimic, niciun documentar, nimic despre calculatoare. Eu am rămas încă la 1070 Ti-ul meu și ăsta bătrân, că l-am de 2 ani aproape. Calculatorul ăsta o să-l țin, doamne, cât o fi, că eu v-am zis, nu mai sunt așa de pasionat de gaming și nu mă mai interesează așa de mult. Probabil următorul meu PC sau laptop o să fie un laptop mai micuț, pe care doar să intru pe Facebook, pe YouTube, să mă uit, să editez acolo un video, două, în caz de mai fac pentru voi și atâta. Nu o să mai iau PC de gaming pentru că nu mă mai pasionează chestia asta cu gaming-ul. Calculatorul ăsta îl țin deschis toată ziua doar ca să mă uit pe YouTube, pe Facebook, în comentarii ce mai am la mine și cam atâta și să citesc. Atâta, rest nu folosesc la nimic calculatorul sau jocuri din când în când foarte rar. Nu știu câte ore mai am în ultimele 2 săptămâni, 5 ore mai am în ultimele 2 săptămâni, deci n-am mai jucat aproape deloc. Deci nu știu, am auzit că a apărut 1660 Ti-ul ăla și care e cât de cât de buget, deci probabil pe aia aș recomanda-o ca să studieze jocurile și e și mai nouă. Just, cum vezi canalul ăsta pe viitor? Aici mă refer la oamenii noi care vor veni, dar și la tine personal, adică calitatea unui video și cantitatea, dacă o pot numi așa. Bă, frate, nu știu cum o să văd eu canalul ăsta pe viitor, nu știu dacă o să mai aibă un viitor foarte mare, pentru că... Foarte mare, ok. Nu știu dacă o să mai aibă chiar un viitor, pentru că eu nu mai știu ce să postez. Duc lipsă de idei, fac YouTube de 6 ani, se fac 7 în 2020, nu mai am nicio idee ce să postez, frate. Înainte să mă apuc de chestia asta cu hacking-ul, postam de toate, nu se uita nimeni, aveam 200 de vizuri, bă, dar măcar făceam ce-mi plăcea și mă distra chestia asta, chestia aia. Acum nu mai știu ce să postez, pentru că eu dacă postez ceva, vin toți abonații care s-au abonat pentru hacking și zic, frate, de ce nu mai postez hacking, frate, nu știu ce. Deci n-am nicio idee ce să mai fac. Nici nimeni nu-i mulțumit. Dacă postez hacking, vine aia, frate, de ce jucă e curva, mă, te prinde, bat, mamă. Dacă nu postez hacking, vine aia cu hacking și zic, bă, frate, de ce nu postez, te bat, așa.
Și n-am nicio idee, orice postez nu-i bine. Nu știu cât o să mai țină canalul ăsta, habar nu am. O să postez cât mai pot și când nu mai merge, aia e, Raul 2K s-a dus. Habar n-am. Calitatea, nu știu dacă o să o îmbunătățesc. Eu momentan filmez cu telefonul, acum am, ăsta are cameră bună, cât de cât am pe 20, acum pentru că Mate 20 ăla duc, să vi-l arăt. Așa. Mate 20 ăsta Duhul Sfânt și l-a dat. Și pe spate, nu, pe spate nu-i spart, deci Sfântul Duh ia, mai pornește? Pornește, ia uite, mamă, pornește o secundă? Pornește o secundă, dar se închide, nu am apucat să vedeți. Cu ăsta filmam înainte, dar având în vedere că nu mai merge, filmez pe 20. Și e calitatea decentă. Nu o să investesc oricum, prima gândeam să-mi iau cameră ca să fac eu poze, știți, gen, să mă apuc de fotografiere, dar fotografiere. Na, chestii de amatori. Dar în rest nu știu dacă o să-mi îmbunătizez, nu știu, calitatea, pentru că nu mai mă pasionează așa de tare chestia asta. Adică nu o mai fac cum o făceam înainte, știți? Ok. New Star, mamă, mai uite-l pe Ardean, Triția. Trecem la Izbicianu sau rămânem? P.S. dacă nu, mă pui, îți dau report pe Sam. Hai că-mi dai tu report pe Sam dacă e. Ardeane, mâine ți-a dus laptopul la școală, da? Că te bat acolo. De fapt, stai că tu nici mai vii cu aia. Hai că... ok. Băi, am trecut la Izbicianu, nu știu cum să spun, că azi cei care au fost cu el în oraș, ne-au dat câte un op la fiecare. Nu știu cum să spun, Ardeane, tu că n-ai venit, că ai vrut să te culci, aia e. Uite, noi ăștia care am mers am luat câte un op. Eu trec, frate, tu. Nu știu. Ok. Mamă, întrebarea mea preferată, Macatina. Faci bani de 5 din YouTube? Nu, faci bani de 5 din YouTube. Vreau să știu, fiindcă am auzit că nu se câștigă bine. Asta este o chestie discutabilă, că nu se câștigă bine. Pentru că așa, asta cu banii din YouTube e ca și cum ai întrebat pe cineva, bă, faci bani ok din job. Depinde ce job ai. Așa e și cu YouTube-ul, depinde cât de mare ți-i canalul. Pentru că nu poți să compar, nu știu, unul care îl are timp cu un businessman, știi? Cam așa e și pe YouTube. Eu sunt genul ăla, retiman, pe YouTube și Shelly, de exemplu, e businessmanul. Deci depinde de canal cât e. Pentru că, uite, de exemplu, cu Shelly sau cu un YouTuber mai mare, nu vine acum, ăsta e Rafael Max, infinit, ăștia câștigă la ordinul miilor de euro. Poate chiar zecilor de mii. Eu, la ordinul zecilor. Și nu de mii, zecilor. Și... depinde cât de mare ești. Dacă ești mare și ți-ai făcut o carieră din chestia asta, adică nu ți-a ajuns să fii deja invitat la televiziuni, mare și elit turnee în țară și chestii de astea, da. Și doar din YouTube, gen nu cum, are, cum au alții gen sponsoriți, așa, doar din YouTube și de așa acolo se câștigă bine din reclame. Că practic din aia se câștigă banii, nu din vizualizările la videoclip în sine. Se câștigă din vizualizările reclamelor, adică câți oameni se uită la reclamele pe care le ai tu pe videoclip sau câți dau click pe ele, câți au fost atrași. Deci din chestia asta se câștigă. Nu câte vizualizări scrie acolo. De exemplu, dacă are unul 500.000 de vizualizări, nu înseamnă că câștigă, nu știu, 500 de euro. Depinde de câți oameni au și intrat pe adurile din videoclip sau cât s-au uitat la el. Deci sunt multe criterii după care se ia plata asta de la YouTube. Dar da, se câștigă bine dacă ești ca lumea. Dacă ești ca mine, nu câștigi bine. Nu o să te rețin viața ta dacă n-ai, dacă ai sub 400-500.000 de abonați. Niciodată nu o să te întreții din banii sub 500.000 de abonați. Să te întreții, adică să plătești facturi, să te întreții, să fii tu singur în casă, să treci din banii sub 500.000 niciodată. Sau depinde de vizualizări, dar nu prea cred eu că nu strânge atâtea vizualizări sub 500.000 să se întrețină. Chris, și atât, ce valoare ca sumă are PC-ul tău? Acum nu știu cât mai are, pentru că deja e un pic bătrânel, dar când l-am luat, am luat vreo 7500 pe lângă, l-am luat pe piese, am luat prima dată procesorul, placa de bază, RAM-ii și carcasa, am pus placa video veche, după a schimbat și sursa și placa video și l-am luat pe piese, dar total ajunge cam 7500 de lei, 8000 maxim, dar acum nu știu dacă mai are vreo 5-6000, am par, n-am oricum, ăsta-l țin, e PC-ul meu, e viața mea, nu mai schimb aia, e, rămâne cu mine, deci cred că cam atât, 5-6000 acum, maxim. Robert Ito, lăsate de YouTube. Mă las, frate, ce să mai... mă las și eu. Uite, altă întrebare, nu știu de ce am luat tot întrebări, pentru că eu am răspuns deja la întrebarea asta, am luat două întrebări identice. O secundă spune ceva. Oh, 5 minute de mea, nice. Așa. Nu știu de ce am luat două întrebări aproape la fel. Mă întreabă Blox Gabriel, poți trăi în viața de zi cu zi cu banii din YouTube, de exemplu cu banii pe care îi faci tu din YouTube în momentul de față? Nu, banii pe care îi fac eu în momentul de față nu pot să trăiesc nici măcar o oră. Hai, o oră pot să trăiesc, o zi, nu pot să trăiesc o zi cu cât fac eu pe 10 euro pe lună. Sau pot să trăiesc, că nu cheltui 50 de lei pe zi, dar nu pot să trăiesc cu banii pe care îi fac eu în momentul ăsta din YouTube. N-ai cum. Bine, de trei poți să trăiești, dar pe stradă.
Asta e ultima întrebare, jură-te că așa de repede am terminat. Asta a fost ultima întrebare. Wow, așa de repede am terminat. Hai, bă, băieți, am terminat întrebarea, aș avea două chestii să vă spun și vouă. Hai, să vă arăt acum. Maia, pot să fac chestia asta? Pornesc camera asta, ia fiți atenți. Pornesc camera asta. Da, intră lumina asta în camera, ia stați un pic. O secundă. Gata. Pornesc asta, o șterg un pic, să se vadă bine cât de cât. Să vă arăt aici ce setup de bogătaș, de bogătana mea. Bam, rec. Ia uitați, bă, băieți, ce... Uite, se vede senzorul ăsta de la tel, ce tare. Uitați ce setup am și eu aici. Am două boxe, telefonul și aici în spate o boxă. Deci cam ăsta e setup-ul meu cu care filmez eu vlogurile, ca să vă dați și voi seama ce filmez eu vlogurile, frate. Închide filmarea. Nice. Da, deci asta este camera mea pentru bike vlog, pentru cei care mă așați un pic susting. Așa, deci asta e camera mea de bike vlog, cei care m-ați întrebat. E o cameră decentă, să zic, filmează nu știu ce, dar e decentă. Da, bă, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un subscribe, hai să ne măcar 500 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Salut! Mamă, tequila vlog!